Parlamentarii USR propun reducerea TVA-ului la 9% pentru produsele esențiale de igienă. Inițiativa, care vine în sprijinul celor vulnerabili, a trecut de votul în Senat. Deși USR voia ca lista de produse pentru care TVA-ul să fie scăzut să fie una mai lungă, produsele care au rămas sunt absorbantele și scutecele pentru copii și adulți. Adina Săniuță, senatorul USR, atrage atenția că România se află pe ultimele locuri în topurile europene de utilizare a produselor de igienă. Propunerea legislativă va ajunge în Camera Deputaților, care va da votul final.